Ploaie de drone și rachete peste Ucraina azi noapte. Rușii au lansat 10 drone Shahed și mai multe rachete S-300 spre diferite regiuni ucrainene. Principala țintă a fost Hersonul. Pe celălalt front, cel informațional, Kremlinul încearcă să coopteze bloggerii militari care la începutul invaziei au criticat armata rusă. Cu mai multe detalii se alătură acum Andreea Soare, editor la Monitorul Apărării Securității. Bună, Andreea, ce ne poți spune despre ultimele evoluții de pe frontul din Ucraina? Bună dimineața! Într-adevăr, rușii au lansat azi noapte 10 drone Shahed spre Ucraina, însă 9 dintre acestea au fost doborâte de armata ucraineană. Dronele au fost lansate din orașul Primorsko-Ahtarsk, din Krasnodar, după cum susțin forțele aeriene ucrainene. Acestea au fost doborâte deasupra regiunilor Nicolaev, Odessa, Jutomir și Khmelnytskyi. Au fost lansate și rachete S-300 spre Donetsk, însă nu au fost raportate victime în urma acelor atacuri. De departe, însă, cel mai afectat oraș de atacurile rușilor de azi noapte este Hersonul. Acolo au fost lovite mai multe zone rezidențiale. O femeie a fost omorâtă și alții 9 oameni au fost răniți. Rusia este însă activă și pe frontul informațional, așa cum spuneai și tu. Președintele Vladimir Putin a decorat un cunoscut blogger militar rus, Mihail Zvinciuc, pentru presupusele sale eforturi pentru susținerea invaziei în Ucraina. Zvinciuc este creatorul grupului de Telegram Ribar, care are peste 1,2 milioane de urmăritori și a fost în trecut sponsorizat chiar de Evgeni Prigojin. Știm însă că inițial Zvinciuc critica intens armata rusă pentru operațiunile sale militare din Ucraina, în special cele din toamna anului 2022. Acordarea acestei decorații reprezintă astfel o modalitate a Kremlinului de a atrage de partea sa chiar și criticii invaziei pentru a-i opri astfel din a transmite publicului rus eșecurile războiului. Mulțumesc mult, Andreea, pentru toate informațiile.